salutare de la balul liceului Matei Basarab, unde elevii s-au strâns aici cu miile, cu miile, sunt o grămadă de elevi și din alte licee, pentru că petrecerea asta este bombă! Să vedem cum se distrează elevii liceului Matei Basarab. It's so lovely when it's sunny. Matei Basarab! Cum vă simțiți? Foarte bine, bine, deocamdată de-abia început, până intrăm în atmosferă. Da, momentan încă nu prea am intrat de multă lume, așteptăm să se încingă atmosfera. Deocamdată n-am intrat în atmosferă, dar așteptăm să înceapă concursul. Și cum credeți că o să fie când o să intrați în atmosferă? O să fie super! 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 Da, da! Cine a fost Matei Basarab? Matei Basarab? Avem o mică problemă. Ia spune. Nu poți să-mi șoptești? Campion la karate. A fost și el campion la... S-a luptat cu săbile, tot luptător era. Da. Dar despre liceu ce puteți să-mi spuneți? E șmecherul. Fete, fete frumoase. Știți cine a fost Matei Basarab? Da, practic. Domnitor sau... Da, domnitor sau... Un domnitor? Un domnitor? S-a licitat. Domnitor țării românești? Domnitor al țării românești. Așa. Habar n-am. Un mare domnitor al României. Are dreptate? Cred că da. Cred că da, dar nu e sigur. Da. Un domnitor? A fost domnitorul României? A fost? A fost domnitor! Un scriitor! Conducătorul țării românești! Un scriitor cu sabie, parcă. Avea și sabie și a scris și... O fi avut și sabie, cine știe. Și cum a condus în perioada lui? Roman a fost un conducător foarte bun, de aceea a rămas numele lui istorie. Mâncați acuzi, că ce mânca Matei? Mânca mâncare normală, românească! Spune-mi și mie, cum e viața de liceu la voi în liceu? Cum se distrează elevii? Este super distracție! Cum ce faceți voi în weekend, spre exemplu? Ne adunăm cu toții, mergem în club, petrecem! Încă o dată! E prea mică? Da. Da. Hai, vino aici. Wow! Mai ai de învățat un pic. Urmărești balul băboților pe YouTube. În ce te-ai costumat? În mini. În mini? Da. Adică în tine? Da. Și ăsta de la sub braț tot mini e, nu? Da. Și o să dansezi și o să faci cu mini? Nu, stai, să defilezi doar. O să defilezi cu mine. Îți plac și oricei atât de mult? Nu, dar mi s-a părut cea mai adorabilă, nu știu. Ești mai micuță, înseamnă cu un șoricel? Da. Crezi că o să te voteze în juriul? Nu știu, sper. Ce personaj ești? Sunt un leu, o leoaică mai exact. O leoaică? Da. Poți să faci ca o leoaică? Măi, rumă, asta a fost o pisicuță. Salutare, urmăriți balurile bobocilor pe YouTube. Ce așteptare e de la seara aceasta? Sper să cânt bine. Am răgușit și la proba de talente va trebui să cânt și... Ce melodie va trebui să cânt? O să cânt Miley Cyrus, The Climb, e melodia mea de suflet. Știți să o cânti bine? Adică da, știu să o cânt foarte bine, dar din cauza răgușelii nu știu cum o să-mi iasă. Te-ai pregătit mult să o cânti sau o știai de când erai mică? Nu, o știam de când eram mică, tocmai de aia. Poți să ne zici măcar refrenul, să-l încerci să-l cânti? Păi nu vreau să-mi porte un pic, un pic așa, ca să vezi dacă poți. I can almost see it, the dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you never reach it. Și acum să vă cânt o piesă din la...
să umbli cu fetele astea patru. E bine, e bine. E bine? Da. Sunt ale tale toate, ai venit împreună cu ele? Ea e prietena mea. Prietena ta. Mamă, și nu e invidioasă pe celelalte trei? Nu știu, sunt prietenele ei, nu ale mele. V-ați pregătit mult pentru bal? Da, da, ne-am pregătit. Ce ar trebui să faceți? Să ne cumpărăm ținută, să ne machem, să... Nu! Nu? Dar cum ai ales să te îmbraci în, așa cum te-ai îmbrăcat, ca un hipster, să zic? Cum? Ca un hipster ești îmbrăcat, nu? Da, oarecum. Așa, dar ai vrut tu să te costumezi ca un hipster? Da, așa mai casual. Halloween-ul a trecut! A trecut Halloween. Mi-a luat vreo 3 ore doar să mă aranjez. Să te aranjezi, ce a trebuit să faci? În primul rând i-am dat o formă Barbei. Așa, care nu mai e. Dar nu mi-a ieșit. Vreau să-mi iasă leu, dar nu mi-a ieșit. Cum e varianta asta leu? Varianta leu? Da. Păi în principiu îți desenez un leu, de aici vine coada. Așa. Se duce aici în răget spre ureche. Așa, a, un leu, un animalul. Leu, animalul leu, da. Așa. Și te consideri un leu așa tu ca persoană? În seara asta da. Urmărești balurile bobocilor pe UTV. Everyone knows. Salutare, ce faceți? Cum vă simțiți? Foarte bine, vă dați seama. Mă bucur foarte mult. Ai avut emoții în ultima probă? Da, foarte mare, mai ales la numărul de magie. Ai avut emoții? Foarte mari. Am văzut că unele colegi își băgau unghia în gât când au aflat că n-au ieșit ele. Ce ai să le transmiți? Păi toate am muncit la fel, a depins de juriu, au ales așa. Mă bucur pentru mine. Eu n-aș fi invidioasă. N-aș fi fost invidioasă dacă ar fi câștigat altă fată. Și cine este Matei Basarab? Cine a fost de fapt? Da, a fost un domnitor al României. Și cum a domnit? Nu știu. Urmărești balurile bobocilor pe UTV. Urmăriți balurile bobocilor pe UTV. Urmăriți balurile bobocilor pe UTV.